Dragii mei, bun găsit! Începe în direct cu viața, ca de obicei. Am adunat câteva vești bune. Știți că îmi plac la nebunie oamenii frumoși și veștile bune, așa că încep cu ele. O femeie de 104 ani din Statele Unite ale Americii a fost declarată vindecată după ce o lună și ceva s-a luptat cu coronavirusul. Femeia avusese și un cancer. Este povestea unei învingătoare. Puteți o citiți pe site-uri. Și încă o veste bună. În România, primele instituții de cultură care se deschid sunt muzeele și o parte din librării. Abia așteptăm să mergem și la teatre. Acum e momentul să o cunoașteți pe Ana Crăciun Lambru. Ea este un artist extraordinar, popușar, care a inventat un personaj și o lume, cu toate emoțiile ei. E lumea copilăriei, e adevărat, dar să știți că toți avem frustrări, emoții, panici, frici, mai ales în perioada asta. Imediat, dragi prieteni, vă invit în lumea extraordinară a lui Izzy, o cățelușă superbă, prietenoasă și curioasă. Am auzit că sunteți puțin triști pentru că stați toată ziua în casă. Vai, 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 nu mai pot de plictiseală. Ah! Ana Crăciun Lambru este cea pe care la o simplă căutare o să o găsiți ca fiind specialistă în păpuși și nu numai. A început să studieze în România, dar a plecat și s-a certificat cumva din alte state. Ea a inventat povestea asta absolut superbă a cățelușei prietenoase și curioase, Izzy, care este în momentul ăsta în mâna ei stângă. Îți mulțumesc din suflet, Ana. Mulțumesc și eu, mulțumesc, Liana. Este un pic despre tine, întâi și apoi despre Izzy. Păi, eu sunt artist păpușar și fac meseria asta de, cred că de 10 ani deja. Studiat în România, nu? Da, da, la Universitatea de Teatru, acolo este o secție de teatru de păpuși, adică Facultatea de Teatru de Păpuși. Și apoi am avut o grămadă de proiecte în țară, am mai avut și ceva plecări, dar cred că cea mai importantă a fost plecarea în America la studii. Am studiat acolo 3 ani, am făcut un master pe păpuși, așa, la University of Connecticut și în 2016 m-am întors. De atunci am spectacole în țară, am 2 spectacole regizate la Opera Comică, la Piatra Neamț, la Teatrul Tineretului, la Teatrul de Artă București, a Miepurele Alb. Fac o grămadă de lucruri, mă învârt în lumea păpușilor și cam atât. Sunt îndrăgostită iremediabil de lumea asta. Da. Știi că și mie îmi plac la nebunie păpușile și copiii la fel de mult. De aceea aș vrea să ne povestești puțin. În perioada asta de izolare ai făcut din Izzy, din cățelușa asta superbă, ai făcut un personaj principal într-un serial. Unde e? Cum ți-a venit ideea? Cât lucrezi? Pentru că mi se pare spectaculos, oameni buni, să vedeți că nu e gratuit ce spun. Izzy vorbește, Izzy povestește, Izzy are prieteni, are frici, are panici, Izzy e curioasă și e superbă. Nu pot să ies din casă. Ha! Dar îmi pot folosi imaginația ca să ajung pe pajiștea aceea înverzită. Așa am să fac. Am să mă gândesc bine, bine, bine de tot. Ia să vedem. O să pun mâinile la ochi. O să număr până la 3. Și ia să vedem. 1, 2, 3. Wow! Proiectul cu Izzy, pe Izzy am construit-o acum mai mulți ani, cred că acum vreo 2 ani și am tot încercat să creăm un serial cu ea. Am avut mai multe discuții, ele nu s-au concretizat și am tot zis, ok, hai să facem lucrul ăsta când avem timp. Și acum am avut timp. În sfârșit am avut timp să avem timp, știi?
pentru ea și eu și prietenul și partenerul meu în compania Fripape Theater suntem într-un apartament micuț pe la Piața Cogălniceanu și am transformat mica noastră sufragerie într-un studio video. Am împrumutat echipamente, lumini, el a învățat să filmeze și am dat drumul acestui proiect care se numește Lumea lui Easy și este un canal de YouTube deja cu 3 episoade și un dans. Dăm din cap? Ținem ritmul? Mâinile laterale! Dacă o vezi pe Easy, nu te gândești nicio clipă că ea este făcută într-un apartament la Cogălniceanu. Crezi că e munca a unei echipe întregi, pentru că revin fără să fie gratuit, crede-mă, știu ce înseamnă să pui voci unor personaje, pentru că trăiesc din voci, de mai bine de 30 și ceva de ani îmi câștig voci, îmi câștig existența cu vocea. Mi se pare că faci niște lucruri extraordinare, adică Easy are o voce minunată, Easy are un aspect extraordinar, exact! Easy este un serial care poate fi oricând la televiziune. Cât muncești la un episod? Păi cam o săptămână. Acum s-ar putea să mai lungim un pic. Așa ne-am propus. La început am zis, hai să... Am studiat, bineînțeles, tot ce înseamnă YouTube, că nu știam nimic despre asta. Toate spectacolele mele erau în sala de teatru și când ne-am trezit că nu mai avem nimic, ne-am adaptat. Plus că ne și duce, ea pleacă mereu în lumea imaginației și ne ține așa optimiști, ne ține acolo, ne ține cu lucruri frumoase. Să mă întorc la întrebarea ta, cam o săptămână, de la scrierea scenariului până la filmat și suntem 3, de fapt, în echipă, trimitem materialul către editorul nostru, Cristian Ache, de la Total Image și eu prin team viewer, adică eu la mine acasă mă uit, văd ecranul lui și el editează cu mine în timp real. Adică am profitat de tehnologie la maxim. Bineînțeles că n-a fost ușor, am avut o grămadă de provocări până am găsit un sunet mai bun, până am, Marius, prietenul meu, a învățat ce... S-a uitat la tutoriale, ce fel de microfon să ia ca să se audă mai bine. Și avem 2 mese, pe o masă, e masa lui Easy, eu stau de desubt și... Da. Cam așa se Easy are 2 prieteni. Easy are 2 prieteni. Toate vocile sunt vocile tale, nu? Nu, nu. Mama Marius nu are niciun fel de experiență în teatru de păpuși, dar nu știu, așa ne-a dus pe noi universul împreună, că s-a îndrăgostit și el de lumea asta și cumva obligat, forțat un pic, l-am făcut să joace și el. Și 2 voci în episodul 2 și episodul 3 ale personajelor cu care Easy se întâlnește în lumea imaginației sunt ale lui. În episodul 3 un pic modificat din editare și na, cam așa ne descurcăm. Dar, nu știu, ne place, ne distrăm. Când nu ne împiedicăm de cabluri, ne și distrăm. Bună! Eu sunt Izzy. Tu cine ești? Bună! Eu sunt Zuri. Sunt un pui de zebră. Wow! O zebră! Așa e moda la voi? Nu știu ce chestia asta, pentru că zbura. Eu am alergat pe ea și s-a prins de mine. E o pungă de plastic. Lasă-mă să te ajut. O să-mi imaginez că s-a dus la o fabrică de reciclat. Îți mulțumesc, Easy. Tu ești artist păpușar, tu o mânuiești pe Easy, dar ești și vocea ei, ești practic... Tu ești Easy, pe care noi nu o vedem, noi vedem doar păpușa asta simpatică și curioasă. Și aș vrea să-mi spui un pic despre
cum alegi temele, care sunt subiectele și mai ales ce copii se pot uita. Probabil că oricare copil poate să o descopere pe easy. Noi am zis cam de la 3 ani în sus, până pe la 9 ani, așa. Cred că după aceea copiii... Dar o să facem și chestii cu care ea cântă, poate un hip-hop, ca să prindem și vârste mai mari. Foarte tare, da. Cred că primul episod am încercat să vorbim despre ce știam că li se întâmplă copiilor. De fapt ce simțeam și noi toți, adică Izzy vorbește despre plictiseală, despre frustrarea de a sta un pic închis în casă și totuși îi îndeamnă pe copii, bine, spune, uite, putem să facem, adică ni se întâmplă lucrul ăsta, dar uite că găsim bucurie și aici. Putem să mergem în lumea imaginației, să inventăm, să desenăm, să citim. Sunt atâtea lucruri frumoase pe care le putem face chiar și în casă. Episod am văzut-o pe Izzy vorbea la telefon și ai și eu... chestiune foarte frumoasă acolo, mi s-a părut extraordinar, faptul că e și grafică, nu e doar un artist păpușar care împreună cu alți artiști pun voci, nu, a apărut și un element de grafică, mi se pare tare laborios. În al doilea episod, Izzy vorbește la telefon, povestește cu oameni dragi. De fapt, este un serial prin care îi ajutăm pe copii să treacă peste toată această perioadă complicată. Am auzit că prietenul tău îi este tare dor de bunica lui. Ce-ar fi să-i dea un telefon? Îmi doresc ca Izzy să, nu știu, să vorbească despre lucruri aproape de copii, despre emoții, să descopere, adică prin Izzy și cu ea odată copiii descoperă emoții și lucruri cu care se confruntă în fiecare zi. Nu știu, poate ce înseamnă frică, ce înseamnă frustrare, supărare, bineînțeles bucurie, dar și alte alte emoții mai complexe. Și în asta cumva nu o să fiu singură. Eu lucrez de mult cu copiii și știu cumva să adresez în spectacolele mele emoțiile lor și să le dau să-i ajut să pună întrebări și poate să deschid discuții pe care ei să le aibă cu părinții de la momentelele care, pe care le pun în spectacol. Dar acum vreau să colaborez cu, și cu alții specialiști. Uite, urmează să vorbesc cu Monica Reu de la Asociația pentru Comunicare Non-Violentă și ei a făcut foarte mult proiectul și vrem să-i traducem o componentă și din această zonă. Cred că acum am primit o poveste de la Asociația Micile Emoții Mari, dacă nu mă înșel, despre cum să manageriez greșeala și eu vreau să o adaptez într-un episod. Adică lucruri de zi cu zi cu care cei mici se confruntă și nu știu neapărat cum să le înțeleagă și cu Izzy le vor înțelege mai ușor, zic eu. Că le înțelege și ea. Aș vrea să te întreb dacă povestea ei va continua a lui Izzy și după ce încet, încet se vor ridica restricțiile și copiii vor putea veni în sala de spectacole. Sperăm că în a doua parte a anului toate chestiunile vor reveni la ce știm, ce știam înainte de martie 2020. Va continua povestea lui Izzy așa cum o știm pe canalul tău de YouTube și în vremea următoare? Eu așa îmi doresc, adică sper foarte mult să putem să facem episoade, chiar dacă, nu știu, eu o să mai am contracte cu teatre. E un proiect care îmi place foarte mult și îmi dă multă libertate și, de fapt, eu explorez cumva și lumea mea, că, adică de dimineață m-am trezit râzând în pat, că îmi imaginam următorul episod cu Izzy, în care ea pleacă în spațiu și vorbește despre lucruri mici și lucruri mari. Și dacă eu mă distrez atât de mult, e clar că și cei mici o să se distreze. Cam așa e cu lumea, cu lumea lui Izzy. Asta e foarte drăguță. Râsul ăsta e emblema ei, de fapt. Da. E foarte curioasă. Salut. Și o distrează. O distrează mult lucrurile, da. Hai să ne întoarcem un pic la faptul că spuneai că, de fapt, explorează
Izzy, prin personaj, prin fiecare episod, emoțiile, sentimentele, momentele astea pe care, la o anumită vârstă, poate că unii copii, mulți dintre ei, nu știu să le exteriorizeze sau pe care le interpretează altfel. Lumea lui Izzy este, practic, locul în care emoțiile devin prieteni, indiferent că sunt emoțiile cele pe care noi le considerăm negative, panică, frică, greșeală, despre ele e vorba, nu? Exact, adică deocamdată, nu știu, vreau să-i familiarizez pe copii cu Izzy, să înțeleagă puțin lumea ei, să înțeleagă cum se întâmplă lucrurile, dar poate mai încolo, adică astea sunt idei pe care eu le aveam și dinainte să se nască ea, să creez un spectacol în care, nu știu, emoțiile acestea să fie personaje, care au și ele fricile lor, nu știu, să fie așa, și poate că ea va merge în lumea imaginației sau în lumea minții sau în lumea științei și va, acolo va întâlni personaje care îi se explice anumite lucruri pe înțelesul ei și pe înțelesul copiilor. Cam așa. Aș vrea în final să le spunem tuturor oamenilor care ne privesc, care sunt aici cu mine, cu tine și cu minunea asta de cățelușă, unde te găsesc, când te găsesc. Aha. Unde te găsesc, Ana Crăciun Lambru? Canalul și episoadele cu Izzy sunt pe YouTube, pe, așa se numește canalul, Lumea lui Izzy, dar pe Facebook eu mai postez și poze de la filmări, mai postez și mici îndemnuri și mici mesaje de la Izzy pe pagina ei, Lumea lui Izzy. Oamenii mă găsesc ca Ana Crăciun Lambru pe Facebook și avem și pagina Free Puppet Theater, care este mica noastră, mică, că e din doi oameni formată, companie de teatru. Și acolo pot să vadă și alte proiecte, nu doar proiectul Lumea lui Izzy. Și dacă îmi permis să mai fac un anunț, am lansat o provocare la începutul acestei stări de urgență, să facem 101 dalmațieni din role de hârtie igienică și mai sunt 5 de făcut. Și avem copii și dalmațieni din toată lumea făcuți, și din Dubai, și din Canada, din Belgia, din Italia. Și mai sunt 5, eu nu am mai promovat pentru că m-am ocupat de Izzy, dar dacă aude cineva și vrea să ne ajute să-i facem pe ultimii 5, încheiem și noi odată cu starea de urgență provocarea asta de 101 dalmațieni. Fabulos! Sigur, cei care ne privesc vor face, își vor anunța copiii, verișorii, comunitatea copiilor este extraordinar de ușor de ținut în priză. Ana, îți mulțumesc! Izzy, o să fiu una dintre urmăritoarele tale constante. Sunt deja fană. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Liana! Pa! Ești drăguță! Interesantă, frumoasă, spectaculoasă, Izzy, nu-i așa? Săptămâna viitoare începem cu câteva sfaturi pentru cei mulți ale căror contracte au fost întrerupte de perioada asta de pandemie. Se spune că sunt peste 1 milion de oameni. De asemenea, rata șomajului în țara noastră e de 4,6%, cel mai mare procent înregistrat vreodată. Nu e doar situația României, toată planeta suferă din punctul ăsta de vedere. În Direct cu Viața, săptămâna viitoare, o să vorbim puțin despre cei care aleg să-și schimbe meseria, să se adapteze. O să am o invitată, o doamnă care este editorialist la revista Cariere. Ea însă și-a făcut o schimbare bruscă în viața ei. De altfel, toată povestea asta mi-a fost inspirată de un actor din distribuția serialului Game of Thrones, care s-a apucat de curierat. Nu pentru că avea nevoie de bani, ci pentru că avea prea mult timp și voia să facă ceva pentru ceilalți. Așadar, vă aștept din nou în Direct cu Viața cu alte povești extraordinare, minunate, interesante. Să fiți bine!